Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman a primit recent o adresă din partea Ministerului Sănătății, prin care acesta recomandă unității sanitare romașcane să găsească alt amplasament pentru viitoarea secție de îngrijiri paleative. Ministerul ne-a recomandat că nu poate funcționa separat de spital, dar cum sunt atâtea centre paleative în țară, unde nu sunt în cadrul spitalului, nu văd de ce n-am primit aviz pentru încăperea de la farmacie, încăperea policlinicii, de fapt. Nu, vom aduce argumente, Noi am primit acea adresă săptămâna trecută, chiar am vorbit cu domnul director și urmează să mergem la minister, să aducem argumente că poate să funcționeze și în încăperea din policlinică, fiind în curtea spitalului. Conducerea spitalului ar putea găsi și alte soluții, dar este convinsă că amplasarea secției de îngrijiri paleative în policlinică este cea mai bună. Soluții se pot găsi, să modifici circuite sau să relochezi secțiile, dar vă dați seama că dacă am luat în calcul cazul unor spitale care au în aceeași curte mai multe corpuri și care funcționează secții separate de... nu e vorba de o distanță foarte mare, este în incinta spitalului și noi credem că în final nu va fi asta neapărat o problemă, având în vedere că spațiul este unul cu acces facil, un spațiu care este cu toate condițiile care chiar mai bun decât în alte locații. Un argument în plus este legat de faptul că spațiul din incinta policlinicii poate permite ca secția de îngrijiri paleative să funcționeze cu 15 paturi și nu cu 10, cum era gândită inițial. Da. Plus că acest spațiu din policlinică ne dă și posibilitatea să avem 15 paturi, în cap 15 paturi. Noi am pornit cu 10 paturi și ultimul memoriu care l-am făcut chiar am modificat de la 10 paturi la 15 paturi. Tocmai este necesar. Sunt foarte mulți pacienți aflați în fază terminală care trebuie să îngrijiți paliativ, iar costurile pe secții sunt foarte mari, încât... De asta spun, vrem să mergem și să aducem argumente că e locul cel mai corespunzător. Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman are în proiect de o bună bucată de vreme înființarea unei secții de îngrijiri paleative ca o soluție de sprijinire a familiilor în care există bolnavi în stadii terminale, pe care membrii familiilor nu au competența să-i mai îngrijească și de regulă îi tot internează în diverse secții ale spitalului, aglomerându-le și mărind costurile cu îngrijirea lor.